Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare, prieteni, eu sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18 Food Draft. Astăzi facem draftul superstarilor pentru că voi v-ați dorit asta. Cumpărăm intrarea cu 300 de puncte pentru că mai aveam 500 și am zis haide să folosim punctele, nu coinsurile. Draftul superstarilor, regula, o știți cu toții, alegem cei mai buni jucători și îi punem în teren. 4-3-3, fals 9 ăsta, mi se pare destul de ok pentru stilul meu de joc. Nu că aș avea un stil fenomenal, Aguero, De Bruyne, Ronaldo, ok, la cazet, draftul superstar ne obligă să luăm pe Cristiano Ronaldo. Mergem mai departe. Eden Hazard, Coutinho, Aubameyang, Neymar, dar n-ai cum să nu iei cardul ăsta lui Hazard, care e peste, este peste acolo. Mai departe, Salah, Di Maria, Bel, Messi, vine și Messi, ce nebunie de echipă vom avea, ce nebunie, fără chemistry, e normal, dar vom avea o nebunie de jucători, Marek Hamsik și el, Pizzi, Danilo, Emre Can. Oare draftul superstarilor va fi chiar al superstarurilor? Iată, Casemiro, ăsta chiar că e draftul superstarurilor, Casemiro, team of the season și el. Cocheto, Liso, Strootman și De Bruyne. Wow, 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 madre mia, madre mia, ce avem aici. Iată, plus 10, plus 9, așa. Plus 10. Nu-i rău. Chiar nu-i rău deloc să jucăm așa. Chiar dacă e Casemiro ar fi aici, dar ia să lăsăm momentan așa, să vedem ce prinde după aia. Portarul este nimeni altul decât Manuel Neuer. Bun. Era Cech, Ter Stegen, erau câțiva jucători buni acolo. Aici, Lovren, Bender. Lovren are cel mai mare overall, n-am ce să fac. Dar cu siguranță vă prinde și alt fundaș central bun. Masiello, Dante, Van Damme. Masiello cred că e cel mai ok, team of the season. 89 și are cel mai mare overall. Ăsta e draftul superstarilor, ce să faci? Pice, Roberto De Marcos, Fernandez și Azpilicueta. Bun. Luăm pe Aspi, e normal. Mergem mai departe. Baines, Rodriguez, Rose, Kolarov. Luăm pe Rose. Cam așa. Cam atât momentan. Deci ne-ar trebui în mare parte un fundaș central și poate unul stânga mai bun. Willian, Lichtsteiner, Curliuca, luăm pe William. Ce mai avem pe aici, să vedem. Ai vela, aici nu prea ne interesează. Așa nu sunt jucători fenomenal de buni. Subasic, Armero, Di Maria, Gareth Bale. Vine și Gareth Bale, bun. Va fi important și Galezu acolo, în cazul în care Messi nu se află în formă. Cuadrado, Isco, iată-l pe Isco aici. Bun și Isco, deși Hazard e mult peste. Sane. Să-l iau tot, nu-l iau tot pe Sané pentru că am acolo un locuitor și n-are rost să iau tot left winger. Mariano, Müller, Neymar, ai de capul meu, Dumnezeule. Nu știi cum să mai joci. Müller, Neymarito, team of the season. Luăm și mai schimbăm, n-avem ce face. Am nevoie de un fundaș central neapărat. Bruno Cesar, Mbappé, Toni Kroos, iată vine și Kroos. Kroos ar fi bun acolo în locul lui Hamsik, dar cu Mbappé, iarăși, e demențial cardul ăsta, n-ai cum să nu-l iei, n-ai cum să nu iei cardul ăsta. Hernandez, Silva, Rashford, Guerreiro, Bonaventura, aia voi Bonaventura, mai departe, m-au zis Company, Benatia 94, Benatia 94, Company are 87, dar iau pe Benatia și l-am și pus aici. E minus 3, dar nu-i nimic. Nu mai contează asta acum. Hai cum funda stânga bun. Ah, Milner, Albiol. Albiol spaniol cred că mi-ar face un chemăstri, dar nu e mai bun decât ce avem noi acolo. Svensson, Milner, nu, aici. Nu prea ne interesează. Și ultimul jucător. Ultimul jucător, Tătărușanu în poartă. Hai să facem aici, să-i punem pe băiță. Avem 92 cu 57. Asta este. Mai mult dată nu se poate. William. 93. 93 în momentul ăsta.
Echipa e demențială. Să vedem însă cum ne vom descurca. Va fi foarte greu. Pot să fac un overall mai mare dacă aș juca așa. No. Cred că singura modificare la ce formație am eu aici. Așa. În momentul de față. Altfel, altceva n-am ce să fac. Nu e echipă rea. Totuși e destul de bună. Aici mi-ar crește cu 6, dar nu vreau. Poate să-l schimb după. Hai să vedem, să facem un, totuși un chemistry mai bunice și schimbăm după. Dacă pun aici Isco, am pe cine să pun... Na, Neymar, brazilianul, o să-mi scadă mult. Mbappé, francezul, n-am unde să-l pun. Cam așa ar fi, 7-6 sau nu mai văd eu momentan. Isco și un... N-am al spaniol. N-am al spaniol, galezul Bale. Poate cu Bale. Cu Bale crește până la 9. Iată. Galezul Bale 85. Aia acum nu-i rău. Dar vă dați seama că după voi schimba. Să vedem ce antrenor prinde. 86, 87, 88, 86, 87, 88 cu acest spaniol. 93 cu 88. Mai schimbăm acum jucătorii pentru că e draftul superstarurilor și trebuie să modificăm câteva chestii pe aici. Edit. Desigur că îi schimb la lupe, băieți. Nu pot. Bun. Maciel în locul lui Albiol. Are cardul mai bun, 73. Pace-ul ăla e, contează mult. Aici îl punem pe Leo Messi. Și cam atât, cu Mbappé care va intra și el cu siguranță în repriza secundă, Neymar poate și el. Asta e echipa noastră, ia să vedem aici dacă dăm instrucțiuni jucătorilor, e cu stay back, stay back. Asta e echipa noastră, haide să vedem ce facem în draftul superstarului. Dacă voi vă doriți astfel de drafturi, nu uitați să apăsați butonul de like. E draftul superstarului, trebuie să înțelegem că nu avem nevoie de chemistry. Asta e clar, nu avem nevoie de chemistry. Avem nevoie doar de jucători super, super buni. Căutăm adversarul pentru că trebuie să vină, sper să nu facă figuri cum mi-a făcut în ultima perioadă, nu găsea jucător, dar până la urmă tot îmi găsește el. S-a găsit adversarul, mergem să vedem ce vom face Dresden, dar totuși, opa, știi, are cu joacă, sunt doi ieși? E posibil. Are nume de echipă din Germania, dar are... Stema lui celor de la Nottingham Forest, Neymar, Messi, Modric, Marcelo, Casemiro, Willian, De Gea, Varane, Vertonghen, Azpilicueta, are și el niște jucători la fel, are și el niște superstar acolo. Bine aici, Cristiano Ronaldo în fața golului, e 1-0 Cristiano Ronaldo, e 1-0 Ronaldo în draftul superstarilor, deschidem scorul. Bine, băi, Cristi! Bine, Cristi! Și așa trebuie să jucăm, a avut o șansă mare de a marca. Pasele decisive n-au fost bune, dar acum totul decurge cum trebuie și Cristiano Ronaldo punctează pentru 1-0 în această partidă. Din nou face o modificare, a mai făcut un adversar. Iată, no, se pare că acum cred că a greșit. Ronaldo îl învinge pe De Gea, team of the season De Gea. Avem 1-0 în minutul 10. Cristi marchează. Varan, ai venit De Bruyne, iar te blochezi în arbitru, e a doua oară. Și e 1-1, iar se duce De Bruyne, a doua oară când se duce în arbitru, nu înțeleg de ce. Domn arbitru, ești cu adversarul, a? Are viteză mare acolo față de fundașii mei. Un Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo și e roșu. E roșu, e penalti și e roșu, e penalti și e roșu, aici n-ai cum să nu-i dai roșu. Haide băi de galben, nu cred. Rafa Varane vede doar cartonașul galben. Ăsta e, e penalti și e galben. Eden Hazard. Eden Hazard. Da. Eden Hazard nu te iartă, punctează pentru 2-1. Ar fi trebuit să aibă roșu la Varane, arbitru să-l iartă. Nu înțeleg de ce l-a iertat. Bine, bine mă uitat, Eden. Am vrut să dau chiar mai pe colț, dar așa s-a dus mingea. Hai, Rose.
Ce ușor trece Marcelo de rău. Haide, bă, cum dă gol, bă, cum dă gol din poziția aia, nu cred. Cum se duce mingea, trece pe lângă doi jucători de-ai mei. Messi. Messi, Ronaldo. Mai departe, dăm faultul. Iată ce șansă avem acum, Mbappé, sprintează, Mbappé, Cristiano Ronaldo, mai departe, De Bruyne, bară, și e gol la Hazard, de-aia nu l-am schimbat că stă bine Hazard. 3-2, bine, am noroc totuși, De Bruyne ratează dintr-o poziție mult prea bună. Oh, ce contraatac bun am avut aici, Hazard însă nu mai ratează și facem 3-2. Dubla lui Hazard și un gol Cristiano Ronaldo fac ca scorul să fie 3-2 pentru noi. Bine Ronaldo, iată aici șansa mea, Hazard foarte bine, îl vede pe Kylian Mbappé. Mbappé introdus în locul lui Messi. Kylian Mbappé, campionul mondial cu Franța, puntează pentru 4-2. Da, da, așa vă vreau. Ia că-l bag și pe William în locul lui Casemiro. William pentru Kylian Mbappé, sprintul lui Kylian Mbappé, în care se duce Cristiano Ronaldo, pentru ele centrarea asta, Ronaldo, William, 5-2. Ăștia superstarurile noastre, 5-2. 7 goluri. William introduce în locul lui Casemiro, punctează după ce Ronaldo ratează dintr-o poziție bună. Și e rândul și lui Neymar să-și facă apariția pe teren. Intră și Neymar. La 5-2, intră Neymar, adversarul iese clar. Nu mai joacă după 5-2 ăsta. Nu vrea să mai continue jocul, știe că nu mai are ce să facă. Noi mergem mai departe, câștigăm prima partidă. Mergem să jucăm cu următorul jucător. E o echipă bună, am o echipă bună. Încep să mă înțeleg cu ei. Cred că mai bine a juca cu Mbappé decât cu Messi titular, dar asta este. Mai jucăm așa sau chiar poți să-l încerci pe Gareth Bale, dar momentan mi-au plăcut. Eu nu prea mă înțeleg cu Messi. Messi trebuie să joci cu el mai mult pe dribbling-uri pe asta. Nu sunt foarte bun pe așa ceva și de aceea nu mă înțeleg foarte mult cu Messi, pentru că dacă încerci pe viteză și adversarul te ia la umăr, te-a terminat. Noi așteptăm următorul adversar și vom vedea ce vom face. Următorul adversar. Haide să vedem el ce jucători are. Joacă, nu joacă. Până acum 90 cu 94 joacă Lukaku, Higuain, De Bruyne, N'Golo, Özil, Bender, Pogba, iată unde l-a pus, Valencia, Loris, Rudiger și Darmian, dacă nu mă înșel. Să vedem. Dar cred că va juca. Nu înțeleg de ce l-a pus pe Pogba acolo, pentru că este probabil și va schimba acum, dar nu ne interesează pe noi. Câștigăm sau nu? Ah! Se întoarce, ce spuneam, de stau eu foarte prost, e 1-0. De stau prost la întoarcere, astea le face foarte bine. No, nu pleca. No! Cum trece mingea asta prin Hamsik? Cum trece mingea asta prin Hamsik? Fac modificări. De pe acum fac modificări, pentru că în condițiile astea nu poți. Hamsik, îmi pare rău de tine, dar voi juca așa. Îl bat pe Mbappé acolo. Ce pasa? Mbappé n-ajunge acolo. Ba da, până la urmă. Ai bă! Ce înseamnă asta? Ce înseamnă bă asta? Eu nu înțeleg. Cum? E al doilea gol pe care le-au așa. Lasă-o, ia-l-o. Nu vrea să lase faza asta. Aici chiar n-am mai înțeles ce s-a întâmplat. Iarăși, a doua. Crist. Tiano! Arăta acolo ceva. Mi-l faultează. Mi-l faultează pe Hazard. Ăla-i penalti. Messi, Ronaldo, Hazard. Penalti iar la Ronaldo. Haide băi, al doilea.
Știam că o să fie greu cu el, pentru că am văzut cum se întoarce cu jucătorii. Da, era sigur, la el de fault, la el de fault așa ceva. Eu dau un minge și la el de fault. La mine nu dă minge. Bine, până la urmă, ei, și greșesc. Ei, nu vreau să scot mingea, de acolo noi ori n-apără nicio minge. 4-0, minutul 35. E, hai, tat. Bine. De Bruyne. E gol ăsta, dacă nu e gol, eu mă omor. Dacă ăsta nu e gol, eu mă omor. N-are cum să scoată mingea asta, da? Nu, mă, așa, nu te bucura, mă, la 4-1, tu te bucuri. Trebuia să te duci să iei mingea repede. 4-1, minutul 42. E foarte greu să revii, pentru că mă face rău pe faza asta defensivă. Trebuie să stau mai mult pe picioare. Probleme cu Rudiger. Iată, din nou e un fault acolo care eu. Din nou un jucător de-al meu este pus la pământ de adversar și arbitru se face că nu vede. Aici m-a făcut zdrențe, Higuain. Dacă e gol, îl omor pe Neuer. Băi, dar e al treilea penalti pe care nu mi-l dă. E al treilea. Scoate, bă, și tu. Una vreau să scoți. Una. N-ai scos nimic. Schimbare, îl va pe Tătărușan. Îl va pe Tătărușan. Dacă tu nu scoți un minge, Neuer, îmi pare rău că te-am luat. Îl va pe Tătărușanu. Uită penaltiul, cred. Dacă dă cu cap. Uite, Tătărușanu apără. Tătărușanu. Ăsta-i Tătărușanu. N-am nevoie de Neuer, care nu mi-apără nicio minge. N-am nevoie de Neuer. Hai să-l blocăm aici. Uitați-vă cum se duce Griezmann. La mine jucătorii nu pun piciorul, eu nu înțeleg de ce. Dau de fiecare dată și jucătorul nu pune piciorul. E al patrulea gol pe care îl iau așa. Ce să fac? Ia priviți, nu lasă. E al patrulea gol pe care îl iau așa, la mine jucătorul nu vrea să pună piciorul. Bruyne, Casemiro. Bine. Mbappé. Nici de aici nu reușim să marcăm. Iar se blochează. Nu mai avem ce face. Măcar să nu mai primim goluri. Bine, combinăm. Ronaldo, Hazard. Mai s-o ratez și pasta. 6-2. Dar timpul s-a scurs mult prea mult. A dat prea târziu golul. Hai, bă, Ronaldo, în partea aia am vrut să-mi fac. Nu acolo, da? Când iese, nu-ți iasă nimic, nu-ți iese. Bine, blocăm, hai, tătă. Bine, tătă. Aici trebuia să fie o degajare lungă, dar până la urmă hai că iese bine. Casemiro. Cu cine? Cu Ronaldo. Ronaldo așteaptă sprijinul. Ronaldo. Bale. O scoate Loris. Loris a scos aproape tot. Neuer n-a scos una. A fost dezamăgit rău acolo Mbappé, din nou în brațele lui Loris. Că o să vedeți diferență mare la șuturi, nu cred că-i. Pentru că el cam tot ce a avut a dat. Eu n-am dat nimic, am avut și 2-3 penalturi, zic eu. Clar am avut. O să mă uit pe editare și o să le văd. Aici Hazard recuperează. N-are cu cine, vine de Bruyne. Ultima fază, hai să dăm golul ăsta. Ce jegos, nu mă lasă nici măcar faza asta. Am luat bătaie, era... Ne-am dat seama de la început că o să fie un meci greu. Hai să vedem, în schimb, sunt curios de diferențele astea. Iată, uite diferența. 13 șuturi, 10 pe poartă, el 9-6 goluri. Pentru că mie Neuer nu mi-a scos absolut nimic. Absolut nimic. Dar, aia e, n-ai ce să faci. Eu zic că a fost un episod interesant. Am avut viteză mult prea mică în defensivă. Dacă aș fi avut acolo pe altcineva un Ramos, un Varane, era altceva. Marcelo stânga, eu zic că era altceva, dar asta este. Până la urmă, așa s-a întâmplat, așa a fost să fie.
Noi ne oprim aici, am fost Xbreaker. Mulțumesc că ați venit la episodul până la final. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!